I'm a superman, I'm a superman. Și n-ai cum să-mi rezici dacă o vezi pe stradă. Dragii mei, iar acum vă prezint interviul săptămânii. Invitatul emisiunii Promotor de astăzi este o blondă, o domnișoară frumoasă care recent și-a lansat un super videoclip. Cred că intuiți despre cine este vorba. Vă prezint pe Tatiana Spână. Taniușa, salut și bine ai venit la emisiunea Promotor. Cum dispoziția? Foarte bine. Cum a fost lansarea clipului? A fost chiar cum am așteptat eu. A fost ziua mea de naștere în acea zi și a fost. Mamă dragă, ți-ai făcut un cadou, ți-ai făcut o surpriză. Și a fost perfect. Spunem și telespectatorilor, este vorba de piesa Supermodel. Așa. Iar astăzi Tatiana va fi super driver. Uite, acum câteva clipe am testat noul Nissan Note, iată-l, este lângă mine. Telespectatorii au aflat care este părerea mea vis-a-vis de această mașină și sunt foarte curioși să afle care este părerea ta. Hai să începem cu designul. Da. Vino, te rog, încoace. Vreau să te uiți la aceste linii și să le spui telespectatorilor ce îți place sau nu. Ce te deranjează? Uite spatele. De ce nu-mi place? Pentru că este hatchback. Mie îmi place că sedanurile. Țin minte atunci când ai fost la emisiunea Auto Expert, aveai un Renault Megane și era un hatchback. Așa e. Și dacă era hatchback, cum, dacă îți plac sedanurile, ai optat pentru un hatch? Știi, nu întotdeauna tu alegi, mai așa, ales prima mașină. Și doi, întotdeauna dacă ai ceva, vezi ceea ce ai și dorești ceva mai bun. Vreau să-mi zici dacă este important pentru tine volumul portbagajului și dacă acest portbagaj este ok sau nu. Nu pot să spun că mi-ar încăpea toate toate lucrurile. Am o surpriză pentru tine. Fii atent aici, te uiți la portbagaj. Și eu fac abracadabra. Știi cum se zice abracadabra și mai știu eu ce? Și obținem, iată așa. Așa, uite, acum în cap. Hai să trecem la interior și chiar vreau să te urci la volan. Și să aflu care este prima impresie despre design. Așa. Bine, acum spune-mi, te rog, care este prima impresie pentru telespectatori? E ultima mașină sau mașina... Ultima? A, mai avut mașini sau nu? Este prima și ultima. Prima și ultima mașina Tatianei era tot dotată cu cutie de viteză manuală, iar Note la fel. Da, asta îmi place. În 5 rapoarte. Da, este preferata mea, chiar dacă multe fete optează pentru una automată și nu se descurcă, așa? Dar am avut un profesor bun, probabil, și uite, este pentru mine foarte automatizat deja. Am înțeles. Mișcările astea și îmi place. Bine, dacă te-ai obișnuit, dacă zici că e ok interiorul, putem să pornim. I'm a superman, I'm a superman. Și n-ai cum să-mi rezici dacă o vezi pe stradă. I'm a superman, I'm a superman. Vrei să mă cucerești când o serenadă. Îmi place, este ușor manevrabilă. Este perfectă pentru mine. Chiar acum mă gândesc ce mașină să-mi iau, pentru așa? Că la moment sunt fără. Și uite, ar fi o variantă foarte bună pentru mine. În primul rând, mă uit să fie comodă, să fie ușor manevrabilă, să fie albă. Și știi că este albă. Apropo, chiar țin să te întreb, știi care este cea mai populară culoare la automobile? Nu știu. Nu știi? Nu știu. Îți spun eu, culoarea albă. Pentru tine nu contează brandul? Sigur că asta ar conta. Așa? Mie îmi plac, dacă să foarte multă lume aleg din BMW-uri, Mercedes, mie îmi place BMW-ul. Acum că am ajuns la finele interviului, hai să facem o concluzie. Bine, care este părerea ta despre această mașină? Uite, chiar dacă nu am condus de ceva timp, îmi place foarte mult, am mers, suntem prietene deja cu această mașină și mi-aș procura-o. Ce-ai cumpăra-o? Da. Așa, dragi telespectatori, este mașina pe care Tatiana și-ar cumpăra-o. Și acum toți sunt cu ochii pe noi și așteaptă mesajul tău. Să vă bucurați de viață, de tot ce este împrejur, de fiecare clipă, de fiecare mașină și să fiți fericiți oriunde v-ați afla. Cu aceste cuvinte frumoase mi-au rămas bun și aștept cu mare nerăbdare să-ți cumperi mașina. Poate pe asta. Da. I'm a superman, I'm a superman. Și n-ai cum să-mi rezici dacă mă vezi pe stradă. I'm a superman, I'm a superman. Vrei să mă cucerești?